Dacă ești o persoană interesată de îndulcitorii pe care îi consumă, probabil te întrebi care este diferența dintre zahărul de trestie și zahărul de sfeclă. Care este diferența dintre zahărul de trestie și zahărul de sfeclă? Zahărul alb de masă provine fie din trestie de zahăr, fie din sfeclă de zahăr, însă de obicei este vândut fără a se specifica sursa vegetală, deoarece, din punct de vedere chimic, cele două produse sunt identice. Zahărul rafinat este sucroză pură cristalizată, similar cu modul în care sarea pură este pur și simplu clorură de sodiu. Sucroza se găsește natural în miere, curmale și seva de arțar, însă cele mai mari concentrații se găsesc în trestia de zahăr și în sfecla de zahăr. Procesul de rafinare face ca planta din care provine zahărul să devină irelevantă, deoarece sucroza este complet extrasă din plantă. Totuși, diferențierea dintre zahărul din trestie și cel din sfeclă nu este doar o strategie de marketing, ci este frecvent întâlnită în magazinele de produse naturiste. Pentru a obține cristale de zahăr de culoare albă pură din trestie, zahărul este procesat de obicei cu os carbonizat. Zahărul din sfeclă nu necesită acest pas. Deși produsul final din trestie de zahăr nu conține oase, această distincție este importantă pentru mulți vegani și vegetarieni care vor să reducă suferința animalelor. De asemenea, mulți brutari și patiseri susțin că există o diferență între zahărurile brune obținute din trestie de zahăr și cele din sfeclă de zahăr. Melasa, care îi conferă culoarea zahărului brun, provine din procesarea trestiei de zahăr și nu este un produs de calitate obținut din sfeclă. Prin urmare, zahărul brun din sfeclă are adăugată melasă din trestie de zahăr. Deși industria afirmă că aceste produse sunt identice, mulți bucătari folosesc doar zahăr brun din trestie, susținând că zahărul brun din sfeclă afectează produsele. În timp ce unii le atribuie diferențele mineralelor din cele două plante, este mai probabil ca variația să fie cauzată de nivelul de umiditate, ceea ce poate influența produsele de patiserie și deserturile.